la, la, nu cunți cu frunză rară, unde s-o întâlni și asară, la, 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 la. Ei, la, nu cunți cu frunză în duș, unde s-o întâlni și atunci, măi. Ochii badea și-ați făcut, la, 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 ca și murea de pământ, la, 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 care coptă la pământ și nu e atinsă de vânt, la, 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 la. Ei, care-i coptă la răcoare și nu e atinsă de soare. Ochii mei e-s făcuți verzi, la, 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 și nu le poți pune preț, la, 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 la. Dacă-i vini, bade tu, ție-ți-aș pune prețul, la, 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 la. Ție-ți-aș pune prețul și-mi-a higata târgu, la, 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 la. Raluca Covaci, din sat Șugatac, județul Maramureș. Când mi-e greu, nu pun la sufletul
focul. Eu floresc și-mi place jocul, măi lor le dor, rările arde, le-ar focul. Eu floresc și-mi place jocul, măi lor le dor. Felicitări! A fost premiul întâi și tot premiul întâi, Teodora Păcurar, Darna Mare, județul Satu Mare. De ce Teodora din Darna Mare? Știți că Darna Mare e în zona Oașului. Dar Teodora cântă muzică codrenească, este membra ansamblului folcloric Cununița Năzdrăvană din Satu Mare și rădăcinile ei se trag de aici, din județul Maramureș, din această zonă folclorică a Codrului. Felicitări, Teodora! În continuare, marele premiu. Adela Prună, din Iadăra, județul Maramureș. Aplauz.
lungă din nevătișor, la 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 la. Tinerea mamă de-a trator, la 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 la. Lungă din nevătișor, la 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 la. Tinerea și fără minche, la 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 la. M-o luat dorul înainte, la 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 la. Felicitări, Adela, și așteptăm să participi la concursurile mari în țară și să obții premii frumoase în continuare. Felicitări tuturor concurenților, premiaților din această a 27-a ediție a festivalului Nicolae Sabău, Alinăte, Dor Alină, Cicârlău 2018. Și acum invităm în scenă ansamblul folcloric Călușerii din Rășinari, județul Sibiu. Thank you.
aș vrea să transmiteți domnului primar de acolo, de la Sibiu. Astăzi la Cicârlău ne-a trimis cele mai scumpe și mai dragi stele ale călușelului ardelenesc. Este o minune ce ați văzut aici copilașul acela. Puiul acesta de români ne-a încântat și mi-a dat lacrimile pe ochi. Vă rog să-i transmiteți domnului primar că Nicolae Sabeu îi transmite sănătate și care din partea noastră o mare dar, o diplomă cu un titlu care îl vom găsi, că nu orice titlu poate fi pus la o diplomă. Una ca să-i mulțumim frumos domnului primar de acolo, de departe. Pe voi, când ne fim mari, vă veți vedea la televizor, vă veți vedea pe diferite afișe vechi de sute de ani și când ori alții mici ca voi o să spune, ia-l pe bunica, ia-l pe bunicu. Voi veți fi, dacă veți cânta tot așa și veți juca frumos. Iar dumneavoastră vă mulțumesc. E minunat acest festival. E bine.
tare. Thank you.
tinerii din Rășinari, județul Sibiu. Răspunde cu mare drag în fiecare an pentru festivalul Nicolae Sapău, Alină te dor, Alină. Iată și în acest an este alături de Nicolae Sapău, alături de festival, cea care este o interpretă deosebită și un realizator de emisiuni folclorice, Adriana Irimieș. Da, nu mai sunt, nu mai am film, nici eu. Nu știu, trebuie la film. Casete, tot, știi cum e, nu mai. Au fost trei filme, de repul, mă trebuie să-l developez, e greu. E greu, nu. Vine ploaia, știi cum e. Vine ploaia, vine pare. Din inima munților, ora moților, săltată de la Ian cu nost, lăsată. Ardealul, pământ sfânt, am făcut un legământ, glia îți vom apăra. Cât e verde, cechina. Yeah.
m-a dus pe lume la munte într-un sat. Mi-a dat viață, mi-a dat nume și în suflet gând curat. Și am plecat în lumea mare, că așa mi-a fost dorința, luând în suflet de la mama și țara și credința. Dacă vreodată voi uita de mamă și de tată, părinților, eu v-aș ruga de voi să fiu iertată. Și dacă în valurile vieții credința o voi uita, te rog în roa dimineții, Doamne, a mă ierta. Dar dacă în drumurile mele n-o să-mi fac datoria, pentru pământul strămoșesc și pentru România, tu, țara mea, să nu mă ierți, nici tu și nici poporul, căci e de datoria mea ca să-ți aduc onorul. Căci lumea întreagă de a-i umbla, nici unde nu-i afla izvoare, dealuri, munți și ape ca în România mea.
oameni buni de la Cicârlău, din Maramureș și din toate județele sosiți aici, în inima Maramureșului, vreau să vă spun un gând de suflet. Dacă ceva am reușit pe calea cântecului, am reușit pentru că am avut unul dintre profesorii mei, un bun profesor care este aici, în Cicârlău, inima acestui loc. Domnul Nicolae Sabău este demn de exemplu pentru toți artiștii României. Îl port în suflet în fiecare clipă și credeți-mă, nu este lună în care să nu îl sun și să mă bucur că este sănătos și voios. Este al dumneavoastră, de aceea sunteți tare bogați, dar este și al României și al nostru. Un interpret care la vârsta onorabilă a dumnealui are curajul să ia microfonul și să cânte. Îl iubesc din tot sufletul și dați-mi voie ca următorul cântec să îl dedic dumnealui. Omul bun și de omenie se cunoaște dintr-o mnie. Omul bun cu minte multă se cunoaște dintr-o sută. Mă bucur.